am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me. We are all. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Vă reamintesc că ne puteți trimite întrebări și sugestii pentru teme și invitați atât pe forumul atașat platformei www.nașul.tv, cât și pe pagina noastră de Facebook, Midnight Blogger by Alexa, sau pe mailul emisiunii byalexa@nasul.tv. Tema emisiunii din această seară este viața culturală a cetății, care este extrem de importantă, fiindcă cultura și fiindcă fără cultură și fără relativă libertate pe care cultura o implică, societatea chiar și perfectă este o junglă. De aceea, orice creație autentică este un dar pentru viitor, așa spunea Albert Camus. L-am invitat în studio să discutăm despre aceasta pe președintele Asociației Film România, domnul Constantin Fugașin, actor cunoscut din peliculele Bunicul și doi delicvenți minori și ilustrate cu Flori de câmp. Totodată regizor și realizator, producător, nu? Spuneți dumneavoastră mai multe despre dumneavoastră. Vă urez bine ați venit la noi în emisiune și mulțumesc că ați acceptat să veniți. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mă onorez. Cu mare plăcere. Vă rog. Despre mine? Despre dumneavoastră. Actor, regizor, în ultimii ani am renunțat la teatru și am trecut pe gazetărie, după aceea distribuție de film și în ultima vreme chiar și ceea ce se cheamă exploatare de film, adică am preluat Asociația Film România, două cinematografe din țară, la Drăgășani și la Vaslui, cinematografe care se numesc Eurocinema Drăgășani și Eurocinema Vaslui, în dorința de a suplini această lipsă cinematografelor, a acestor instituții de cultură până la urmă, care în provincie, în orașele mai mici, au dispărut în ultimii ani, din păcate. Am înțeles. Noi doi ne-am cunoscut cu ocazia Festivalului Degustătorilor de Film și Artă Culinară, da? Și a fost o organizare foarte bună, a fost un festival deosebit și vreau să vă întreb dacă mai organizați așa ceva. Lumea, după cum știți, este mult mai tentată să participe la festivalurile de film decât să meargă la cinematograf. Da, este adevărat. Spectatorul de film își manifestă interesul față de anumite filme în cadrul unor evenimente. Când acele filme sunt pur și simplu programate într-un cinematograf, fără să beneficieze de suportul promoțional care este absolut necesar la fiecare film, trece neobservat. În momentul în care același film este inclus într-un eveniment, într-un festival, într-o retrospectivă, dintr-o dată are public. Spectatorul român vrea eveniment. Ori, nu poți să creezi ca distribuitor eveniment la fiecare film pe care îl lansezi. Nu sigur ai posibilitate. Da. Mă întrebați de festivaluri, evenimente de cinema. Festivalul Degustătorilor de Film și Artă Culinară este unul din evenimentele cinematografice pe care le-am conceput, le-am creat și după aceea realizat împreună cu Mircea Dinescu la Cetate anul trecut, acum 2 ani. Știu că am fost partener media, da. Da, și vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. M-ați sprijinit în promovarea evenimentului și a avut într-adevăr mare succes și ecouri media foarte măgulitoare. Nu știu dacă vom continua în aceeași formulă, dar sigur voi continua să organizez și alte evenimente, unele începute cu mulți ani în urmă, altele care se vor naște anul acesta. De exemplu, de 12 ani organizez în fiecare ianuarie o retrospectivă a celor mai bune filme ale anului precedent. Se numește Best Film Fest, cel mai bune filme ale anului care a trecut. În decembrie trimit invitația tuturor criticilor de film și jurnaliștilor de specialitate să voteze fiecare cel mai bun film românesc, cel mai bun film european, cel mai bun regizor român, actor. Știu că am primit și eu, da? Și așa. Și pe baza acestor voturi stabilim topurile și câștigătorii la fiecare categorie.
În ianuarie anunțăm acești câștigători și facem o gală, o seară în care le oferim un trofeu interesant sub forma unei pelicule care iese dintr-o cutie de rolă de film. Și printre laureați au fost Cristian Mungiu, au fost Cristi Puiu, au fost în fiecare an câte un regizor important care, în opinia criticilor de film, au realizat cele mai bune filme sau film în anul respectiv. La fel și actor, regizor și așa mai departe. Acesta e unul din evenimente. Un alt eveniment pe care îl vom realiza pentru a doua oară anul acesta se numește Cine Vil. Un eveniment realizat la Râmnicu Vâlcea, din dorința de, așa cum vă spuneam mai devreme, de a readuce spectatorii în sălile de cinema de provincie, mai ales în orașele mici, care n-au mai avut mulți ani cinematograf și acum au început să se deschidă, să se redeschidă vechile cinematografe în unele orașe, în altele s-au pierdut definitiv, sălile au devenit cluburi. Dar există cerință? Foarte, foarte timidă. Teoretic, da. În momentul în care încep să comentez pe un blog, pe Facebook sau și îi invit foarte mulți amatori de film la cinematograf. Chiar și comentează și dovedesc că au informații de pe internet, firește, în primul rând. Ei, în momentul în care... Deci mai au României dragostea de film în sânge precum francezii? Da. Sunt foarte mari consumatori de film, deși bilete vândute sunt foarte puține. În continuare foarte puține. Nu este un nonsens? Ba da, dar ei consumă, tinerii consumă aceste filme de pe internet. Generația de mijloc și generația mai vârstnică de la televizor. Dar românul vede foarte multe filme, însă plătește foarte puține bilete pentru asta. Sau puțin bani ca să-și cumpere un DVD. Pentru că nu există conștiința valorii creatorului care a realizat acea operă pe care tu o vezi descărcând-o, piratând-o de pe internet. Ne lipsește cultura cinematografică? Da. Din păcate, după 90, educatorii și chiar și părinții, nu numai educatorul de grădiniță sau învățătorul sau profesorul de liceu, au neglijat total acest segment al completării culturii tânărului, copilului, prin spectacol cinematografic. Niciun educator, învățător sau profesor nu își mai duce copilului sau elevii la cinematograf, deși cinematograful e la 100 de metri de școală, la 200 de metri de școală. Se consideră că a merge cu clasa sau cu grupul organizat la cinematograf este un obicei comunist care trebuia să dispară și a dispărut. Au dispărut și animatorii din școli, pentru că erau foarte mulți profesori pasionați la rândul lor de film și doreau să împărtășească această pasiune cu învățăceii lor. Nu, numai, nici profesorii de română, nici cei de istorie nu-și duc elevii la un film care are legătură cu materia pe care o predau. Am încercat foarte multe retrospective cu filme românești realizate după literatura română, opere literare celebre românești. Și sunt câteva zeci de filme. Dar nu mai studiază nici operele literare celebre în școală. Da, eu am mers pe ideea că e mai ușor să vezi filmul Moromeții și mult mai plăcut, firește, decât să citești cele câteva sute de pagini ale cărții. Pentru că știm foarte bine că acum tinerii se plictisesc după 5 rânduri, nu după 500 de pagini. Și sunt subiecte care urmează să le tragă la examenul de bacalaureat, nu? Deci ar fi în avantajul și al elevilor și al profesorilor să meargă la film, să petreacă două ceasuri jumătate și elevul, în momentul în care îi va pica subiectul Moromeții sau, eu știu, Ultima noapte de dragoste sau așa, va ști să scrie despre acel subiect, măcar de un 6-7. Așa este. Da, va asimila o operă literară prin intermediul cinematografului. La fel, profesorii de istorie. De ce să nu vezi Mihai Viteazu sau, eu știu, Mircea sau altceva? Pentru că vei învăța mult mai ușor pagina de istorie văzând
un film de acest gen. Spuneați că s-a scos acest lucru din învățământ pentru că se considera o treabă comunistă. Mm. Și totuși, francezii au introdus în învățământ acest lucru, da? Cinematograful, la fel ca americanii și cam mai toate țările din Europa. Da. Să înțelegem că ei sunt folosesc... Ei au conștientizat că această artă, cinematograful, poate contribui esențial la educația unui copil și a unui tânăr. Și pentru aceasta e important să aleagă anumite opere cinematografice pe care să le prezinte în cadrul școlilor, adică să le ducă la botul calului, la elevi, dacă au comoditatea de a nu merge până la cinematograf, din diverse motive în Occident, din alte motive la noi, din alte motive, nu ajung la cinematograf. Dar de aceea se duce filmul în școală sau în grădinițe și există programe speciale educative cu filme alese, bineînțeles, de, în primul rând, de educatori, cu convingerea că acea operă cinematografică îl va ajuta pe acest tânăr să-și completeze o anumită latură a culturii sale. Da, mai ales că de obicei, deci obiceiurile se metamorfozează în contextul actual și sunt chiar necesare. Un copil trebuie să-și ia educația culturală chiar și din filme, din piese de teatru, da, din muzică, dar în așa fel încât profesorii să le prezintă cele valoroase. Exact, trebuie să existe o selecție, o selecție și o îndrumare. Foarte sigur că da. Pentru că dacă iei la întâmplare un film nepotrivit în unei vârste, firește că îi faci mai mult rău absolut, decât bine. Absolut. Sau îl lași pe puști să meargă la întâmplare la filmul care îi se pare mai tentant, unde scrie interzis sub 18 ani, cel care are 16-17 ani de-abia așteaptă să-l vadă. Sigur. Dar de aceea este necesară această îndrumare. Îi dai o direcție. Toate aceste... Există cursuri de cinematografie, de cultură cinematografică în școli, în licee, în facultăți. Sunt facultative. De, părintele sau elevul care consideră că îl atrage acest domeniu își alege dintre cele facultative cinematograful. Și mulți dintre ei ajung, dacă nu cineași, măcar spectatori foarte avizați. Dar pentru început trebuie să le cultivi pasiunea și dorința pentru așa ceva, să-i faci să le trezești curiozitatea și după aceea vor ști să-și aleagă singuri mai departe. Dar cineva trebuie să le dea acel... Să le dea startul, cum start, ar veni. Da, sigur. Pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, au dispărut foarte multe cinematografe, comunități întregi, nu numai orașe, ci și județe întregi în România n-au mai avut cinematografe ani de zile. Până acum 2 ani erau 7 județe fără niciun cinematograf. Deci vă dați seama că sunt milioane de copii dar care au crescut. Dar au dispărut, domnule Fugaș, în cinematografele. Puține dintre ele s-au dărâmat. S-au transformat majoritatea. Au fost închiriate, preluate de societăți care în contract se obligau să păstreze obiectul de activitate, dar unul din 50-60 și-a păstrat obiectul în sensul că la ora 1-2, la miezul zilei, era programat un film, iar seara e discotecă, club de striptease, altceva. Dar ei bifau că au pus în program și film. Am înțeles. Iar multe dintre ele au devenit restaurante, au devenit cluburi de bingo și au cu totul alte destinații mult mai bănoase pentru cei care au închiriat sau au cumpărat spațiile respective. Așa fel că din cele peste 500 de cinematografe ale regiei România Film existente în 1989, acum mai sunt 40. În funcțiune. Sunt câteva sute închise, câteva zeci care au fost preluate de primării cu obligația de a le renova și a le redeschide pentru, mai ales pentru cinefil, dar și pentru alte evenimente, pentru că cele câteva primării care au renovat într-adevăr că și-au dorit aceste săli, le-au transformat în săli multifuncționale. Practic o sală în care se desfășoară și alte evenimente, nu numai cinematograful. Dar important este că există 2-3 zile pe săptămână
film. Sigur că da. Și asta se întâmplă în câteva orașe unde primarii au avut ambiția să redeschidă cinematograful închis 10-15 ani și de care întrebau părinții, bunicii și despre care copiii nu știau nimic. Am avut eu surpriza la Drăgășani când am deschis. În primele săptămâni a fost pelerinaj. Veneau oameni de 40, 50, 60 de ani ca să revadă cinematograful în care fuseseră ei când erau liceeni sau când au fost cu iubita sau... și revedeau cu nostalgie acea sală care, bineînțeles că nu mai semăna cu ce știau ei, e mult mai modernă și cu aparatură de ultimă oră și scaune foarte comode, admirau sala și promiteau toți că or să vină și cu copiii, cu nepoții. Puțini dintre ei au revenit însă. Sunt prea scumpe biletele la cinematograf? E unul din motive. Sunt foarte, foarte multe motive pe care le invoc persoanele care nu se mai duc la cinematograf. După poate e vina filmelor care sunt difuzate. O mare parte a românilor se duc la filme de autor. Agrează foarte tare filmele de autor. Eu știu că filmele de genul acesta sunt foarte scumpe ca să fie aduse. E ăsta un motiv pentru care în cinematografe poate că nu întotdeauna calitatea filmelor care sunt aduse și difuzate fac ca să nu vină lumea? Motivele sunt foarte multe, cum vă spuneam. România s-a conectat la circuitul internațional al filmelor în așa fel încât dacă urmăriți un top 200, să spunem, al filmelor cu cel mai mare încasări din fiecare an, din aceste 200 de filme, 150-160 rulează și în România sau au rulat sau urmează să ruleze în câteva săptămâni. Așa că nu pot spune că nu sunt programate în România filmele care au succes în toată lumea. Pe de altă parte, se programează în România și filme europene foarte reușite, premiate la Cannes, la Veneția, la Berlin, filme de autor, cum spuneați dumneavoastră, se programează. Din păcate, nu mai există cinematografele de nișă care să găzduiască acest gen de filme, filme de artă, de autor, filme europene, filme românești, de ce nu? Și în felul ăsta dispare și spectatorul doritor de astfel de filme. Pentru că la mall-uri, știți foarte bine, se programează numai filme comerciale, nu este loc de film de artă. Chiar și filme românești își găsesc greu loc la mall, iar atunci când sunt acceptate, sunt programate la ore imposibile, în așa fel încât a doua săptămână, administratorul mall-ului are argumente să spună, uite, filmul eu l-am programat, dar n-a mers, săptămâna asta îl scoatem. E foarte interesant. El a fost la 11, la 1 și la 3 ziua. Și de la 5 încolo s-a băgat Avatar și altceva. Și mi-a dat, uite, Avatar a făcut de 10 ori mai mult decât a făcut filmul tău, domnule, premiat la Cannes sau la Veneția sau la Berlin. Așa este. Societatea românească devine tot mai ignorantă, da? Mai superficială și mai amatoare de chiciuri. Și asta se observă nu numai în ceea ce privește cinematograful, ci se observă și în viața noastră cea de toate zilele. Vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum îi întreb pe marea majoritate a invitaților mei sau aproape pe toți, ce putem face, domnule Fugașin, ca să readucem la linia de plutire această țară? N-am eu soluții. Eu încerc cu puterile mele și cu priceperea pe care cred că am acumulat-o în atâția ani de experiență în domeniul acesta, să-i readuc pe oameni, să le trezesc interesul, dragostea pentru film, să-i readuc în sălile de cinema și să-i fac să înțeleagă că spectacul cinematografic savurat într-o sală de cinema alături de alți 50, 100, 200 de spectatori este cu totul și cu totul altceva decât același film văzut pe laptop sau pe televizor. Este altceva. Este altă senzație. Este o comunitate. Da, este altceva, da. Deci participi împreună cu prietenii tăi, cu cei care împart cu tine aceeași pasiune, participi la același moment artistic. Pe când singur în fotoliu, cu semințe,
privind la televizor, nu te vei amuza la fel de mult ca într-o sală de cinema alături de 200-300 de spectatori care râd în hohote. Este altceva. Însuși, mersul la cinema trebuie să fie un ritual, dacă nu-i prea mult spus, pentru că iată că americanii ies de sărbători sau duminica, ies cu familia și se duc la cinematograf. Este adevărat că se duc la mall-uri unde înainte de film mănâncă o pizza, după film se bea o bere sau, și în timpul filmului se consumă foarte multe produse, dar se consumă și filme. Și în felul ăsta, începând din familie, după aceea, cum spuneam, la grădiniță, școală, de ce nu și facultate, comunitatea respectivă îi încurajează și le recomandă tinerilor să meargă la film. Este adevărat că din 10 filme care rulează, 1-2 sunt, au pretenția de artă, dar chiar și celelalte 8 trezesc interesul pentru a mai merge la cinematograf. Asta este esențial. Și spunea soluție. Nu există soluții pentru a elimina vulgaritatea, ignoranța, superficialitatea. Nu există. Iar ignoranță, superficialitate există absolut în toate societățile occidentale, mai ales. Da, aici dar este pur și simplu un fenomen de masă care tinde să capete proporții foarte mari. Asta este grav. Mari, pentru că în Occident măcar bunul gust este cultivat printre chiciuri, dar există și ai posibilitatea să alegi foarte mult. Pe când la noi, televiziunile, în primul rând, îmi pare rău că sunt la o televiziune, dumneavoastră încă nu sunteți culpabili. Slavă Domnului și nici nu vom fi. Să sperăm să păstrați standardul. Televiziunile au contribuit foarte mult. În acest sens a fost făcută mult. Această televiziune, să aibă un alt, să aibă un standard. Ar fi grozav dacă peste un an, doi, nu ați cedat și dumneavoastră tentațiilor comerciale. Noi n-avem cum să cedăm. Și să spuneți că asta vrea spectatorul. Deci sau nu, telespectatorul. Spectatorii noștri suntem, noi suntem voi. Ăsta este sloganul acestei emisiuni. E făcută cu subscripție publică această televiziune. Deci nu avem cum să virăm pentru că nu ne spune nimeni. De exemplu, mie nu mi-a spus nimeni cum să fac această emisiune și nici să vă invit pe dumneavoastră. Da, credeam că ați avut vreun ordin. Nu, nu mi-a ordonat nimeni. Deci fiecare, aici sunt emisiuni de autor. Fiecare autor își face emisiunea așa cum crede de cuvință, cheamă pe cine crede de cuvință și găsește temele de discutat pe care le crede de cuvință că sunt interesante și utile pentru telespectatori, pentru cei care ne susțin practică. Dacă nu se uită lumea la tine, e ca și cum nu a exista. Bun, dar să nu existe totuși, să fie suficientă răbdare din partea celor care conduc această televiziune ca să aibă răbdare să-și câștige publicul, e foarte greu, fără să folosești mijloacele comerciale deja consacrate în România cu, mă rog, cu manele, cu nuduri, cu scandaluri, pentru că nu știu de unde au ajuns la concluzia realizatorii respectiv că asta vrea spectatorul român. Păi, de multe ori și eu mă surprind că mă uit la OTV sau la Cancanul ăla, să mă uit până unde poate să meargă o idioțenie sau fără limite. Savurarea unui scandal de familie în care ies la iveală tot felul de urățenii ale caracterului uman și mă uit de curiozitate și ca să spun așa, încremenit, necrezându-mi ochilor ceea ce văd sau aud. Asta nu înseamnă că a doua zi când se citesc ratingurile, că eu am fost unul dintre ăia care au optat pentru acea televiziune, am ales să mă uit la acea emisiune pentru că mi-a plăcut. Nu, și fac pariu că așa sunt foarte mulți dintre telespectatori care se uită de curiozitate să vadă, dar până unde pot să meargă? Ca la circ. Da, da. Asta nu înseamnă că te-a captivat și îți place și vei reveni cu plăcere să vezi aceeași emisiune data viitoare când scandalul merge și mai departe. Nu, pur și simplu este această stupefacție a telespectatorului care se uită nevenindu-i să-i creadă ochilor.
Și când îți dai seama, normal că schimbi și te duci la știri sau te duci la o emisiune cât de cât interesantă, dacă găsești. E foarte mai greu. Este, deci nu chiar toată lumea este... nu gustă genul acela de emisiuni de o calitate îndoielnică, da? Dar mai sunt destui români care nu sunt reprezentați, practic. De aceea și-a apărut această televiziune independentă care se dorește a fi o altă alternativă. Pentru că și oamenii aceia merită să fie reprezentați, merită să aibă posibilitatea de a nu fi agresați, da, de ceea ce se vehiculează zilnic la televiziuni și să nu mai vorbim că televiziunile consacrate, le știm cu toții care sunt, manipulează, da, manipulează într-un asemenea mod încât cetățeanul simplu care înghite informația gata amestecată de către moderatori, de către realizatori, da? Nu mai stă să se gândească că în spatele unor lucruri care sunt spuse ca sentințe, practic, în emisiuni, sunt de fapt, ascund diverse manipulări și diferite, cum să vă spun, încercări de a deturna realitatea. Mă uitam pe un studiu Gallup și acolo scria că 93% dintre cetățenii și-au informația de la televiziune. Vă dați seama ce înseamnă asta? Și cât de sensibilă este această problemă? Ce responsabilitate? Exact la asta mă gândeam. Nu-și dau seama realizatorii ce responsabilitate au ei în cultura unei generații. Absolut. Și în creșterea, și de ce nu educarea unei generații de români? Nu-și dau seama. Creează modele false, firește, modele însă pe care puștii le încep să le admire, sigur, să le invidieze. Mimetismul. Și să-și dorească, sigur, să ajungă ca acea vedetă care, nu știu, da, ce scandal a făcut și a ajuns asistenta lui, nu știu cum. Da. Ăsta e idealul elevei de liceu de astăzi. 90% dintre ele, soția mea e profesoară și îmi spune cu groază că majoritatea se uită la acele tinere dorindu-și foarte mult să ajungă ca ele. Și pentru asta nu trebuie să învețe. Doamne. Trebuie să aibă altă școală. Nu școala asta care le încurcă până la 18 ani. E trist, e grav. De aceea, felicitări dumneavoastră dacă vă veți putea păstra acest standard și dacă veți reuși să demonstrați că se poate și altfel, ar fi grozav. Se poate și altfel. Eu vă asigur că se poate și altfel și în timp vom dovedi că se poate și altfel. Cum spunea și dumneavoastră, timpul curge în favoarea noastră. Să sperăm. Da. Deși nu sunt foarte convins. După semnele care se arată după în mass media românească, arată... se apropie doar catastrofe. Trăim în mijlocul unor scandaluri. Și noi suntem viitoarea Europa Liberă în acest context, ca să spun așa. Ce vreau să vă spun? Se poate manipula și prin cultură? Că înainte de 89 se manipula la modul grosolan. Se și manipula, dar exista și o anumită rezistență prin teatru, de exemplu, și prin cinematografie. E mult spus, rezistență. Erau mici supape prin care unii creatori reușeau să transmită totuși o mică opoziție față de regimul în care trăiam. Acele, eu știu, am spus prea mult, rezistență, acele opere de artă care reușeau o replică, două, trei, o idee să fie percepută ca o frondă sau ca o reacție adversă față de comunism, erau foarte savurate și căutate de spectatorul așa de teatru sau de film. Erau acele șopârle, așa se numeau, scăpau foarte puține pentru că erau mulți tovarăși vigilenți care exact asta urmăreau. Și anumite replici pe care nu le înțelegeau ei prea bine, mai bine le scoteau, le tăiau din spectacol sau din film, decât să riște să fie interpretate cumva
vreo aluzie la familia Ceaușescu sau la comuniști în general. Scăpau puține în anumite contexte, anumiți creatori aveau un statut oarecum privilegiat față de alții, au știut să-și creeze. Alții au căutat cu tot din adinsul provocarea activiștilor de partid, cum a fost Pintilie, știți foarte bine, da. Cu spectacolul Revizorul, pe care am avut bucuria să-l văd într-unul din cele trei spectacole cât au reușit să joace. Acela chiar era un spectacol clar împotriva regimului dictatorial și chiar aluzii la Ceaușescu și la modul lui de a fi și la modul de a se comporta, mai ales al celor din jurul lui. Dar n-a trăit decât trei spectacole. Obediența celor care erau în jurul. Exact. Și această perpetuă întrecere de a fi cât mai pe placul șefului și mai ales al familiei Ceaușescu, se întreceau toți din conducerile locale să fie cât mai obedienți, să se remarce în ochii șefilor, să facă lucruri pe care nici măcar ei nu le așteptau ceaușeștii, ca să le facă plăcere și să se remarce. Era o întrecere. Mai sunt și în ziua de astăzi asemenea, se mai întâmplă și în ziua de astăzi asemenea lucruri. Politicul s-a folosit înainte de 89 foarte mult de cinematograf, pentru că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte, știți cum se spune. S-a folosit mai ales în filme. Nu credeți că asta a dus la, într-un fel, la la separația dintre consumatorul de film și realizator? Nu, atunci nu. Atunci nu, pentru că era singura variantă, adică nu erau mai erau puținele distracții. Da, era oricum românii erau mari consumatori de film și mai ales de film românesc. Da, da. Avea de ales între filmul rusesc până prin 75-80, după care între filmul italian și francez, vedeam numai comedii italienești și franțuzești și din când în când câte un film american în care erau scene care acuzau societatea de consum. Da, da, da. Dar scăpau din când în când și filme, ale câteva filme americane, dintre ele unul, două, erau într-adevăr filme foarte importante. Puține, da. Și nici filme europene, nu erau filme de mâna a doua. Printre ele erau, cum spuneam, cele 22-23 de filme cât s-au făcut în ultimii ani, înainte de 89, românești, care aveau foarte mare succes. Nu exista film realizat înainte de 89, în anii 70-89, care însă nu fi făcut măcar 1 milion de spectatori. 1 milion de bilete vândute. Asta era foarte important pentru creator, pentru regizor, scenarist și compozitor, pentru că ei luau la fiecare milion de spectatori, nu știu câte mii de lei, recompensă. Dar aproape toate, sau toate filmele depășeau 1 milion. Altele făceau 2-3 sau altele făceau la 40 de milioane, în cazul Neamărim, Miliardar sau Mihai Viteazul. Acestea sunt filme cele mai mari încasări, cei mai mulți spectatori înregistrați. Spectatorul român atunci se ducea cu foarte multă plăcere la filmele românești. Chiar dacă majoritatea aveau, bineînțeles, elementele de propagandă care le făceau să treacă și să fie realizate. Pe lângă intenția artistică inițială a regizorului, existau acele scene obligatorii față de care filmul ar fi fost aprobat. Domnule Fucaș, de ce nu refuzau regizorii acele scene obligatorii? Unii au îndrăznit să refuze. Puțin, foarte puțin. De ce? În primul rând că asta le era meseria. Regizorii nu erau angajați, regizori de film, nu erau angajați la buftea. Operatorii, alții erau angajați. Regizorul nu. Și un regizor de film, atunci erau puțini, nu ca acum, făceau un film, cei mai buni regizori, cei mai importanți, făceau un film la 2-3 ani, alții la 5 ani, alții la 7 ani. Și dacă odată la 5 ani sau la 7 ani se propune sau ai șansa de a face un film care are și 2 scene, 3 scene, 5 scene care nu-ți plac, evident împotriva
mentalității tale de creator sau conștiinței tale, ai de ales. Îl refuzi pe ăsta, păi s-ar putea să nu ți se mai dea. Atunci se dădeau filmele, nu? Puțini aveau șansa să-și prezinte ei scenariile proprii, foarte puțini, sau să iau un scenarist și împreună să prezinte un proiect. Pe de altă parte, existau planuri. Așa se dau și astăzi. Vă povestesc eu, dar după o scurtă pauză continuăm. Îmi cer scuze. Dăm în tango pentru că ne revendicăm puțin din splendoarea tuturor tangourilor lumii. Nu ne e frică de niciun subiect. Subiecte îndrăznețe, subiecte vii, subiecte alerte, subiecte pe placul tuturor. Vom avea doar invitați care au ceva de spus. Dame în Tango, de luni până vineri, de la 17, la Nașul TV. Vom fi cronicarii de noapte ai zilei de azi. Vom demonta falsele mituri, falsele legende și vom dezbrăca pe falși eroi. Fii sigur că le vom face nopți albe celor care ne-au făcut zile negre. Ne vom distra de minune. Avem personaje, avem cu cine. Avem și unde. La Nașul TV. Cronica de noapte cu Grigore Cartian. De duminică până joi, de la 22:30, la Nașul TV. Sunt Alexa Ionescu și nu sunt jurnalist de profesie. Sunt doar un cetățean pornit de la firul ierbii, ca mulți dintre voi, din stradă, pe forumuri, Twitter, Facebook și bloguri. Vă invit să ne petrecem miezul nopții împreună, să plantăm semințele unei noi revoluții, să protestăm, să spunem ce gândim, ce nu ne place și ce vrem să punem în loc. Pentru că noi suntem voi. Vai Alexa, cu Alexa Ionescu, de luni până vineri, la miezul nopții, la Nașul TV. Dacă susții Nașul TV, susține echipa. Profesionalism, încredere și sinceritate. Valori pe care le vei redescoperi accesând site-ul www.nasul.tv sau pagina noastră de Facebook și dă click pe like pentru cei cu gândirea liberă. Poți face parte din echipa Nașul TV devenind chiar tu acționar. Accesează site-ul sau scrie-ne pe acțiunea@nasul.tv pentru mai multe detalii. E timpul pentru o schimbare. Nașul TV. Aici, televiziunea liberă. Să continuăm, domnule Fugașin. Vorbim despre filmele de dinainte de 89, da? Da. Și despre condiția cineastului. Condiția cineastului, da. Existau planuri editoriale și în producția de film, ca și la editurile de carte și așa mai departe. Și e adevărat că în ultimii ani cele mai multe poziții erau ocupate de filmele de propagandă cu anumite teme. Dar printre astea erau, cum vă spuneam la începutul emisiunii, și program realizarea a uneia sau a două filme, ecranizări după romane din literatura română. Erau teme. Uneori chiar se și nominaliza titlul romanului respectiv. La fel, epopeea istorică, nu știu exact cum se numea, epopeea națională se numea, cu evenimentele esențiale și personalitățile importante din istoria României. Era bine, era rău? Eu cred că era și bine. Pentru că atunci când se împlineau 500 de ani de la, eu știu, nașterea lui Ștefan cel Mare, era sărbătorit prin diverse evenimente, printre care și lansarea unui film despre, mai bun, mai prost, depindea de scenarist și de regizor, personalitatea istorică respectivă. Era un act de cultură, la fel ca și ecranizarea. Nu era rău. Pe când acum există o indiferență totală față de temele alese, toate vin, bineînțeles, de la regizori și de la scenariști și de la producători. Multe, foarte multe sunt realizate mimetic
după filmele care în urmă cu un an, doi, trei au avut succes la festivalurile internaționale, dacă un film cu cât mai multe înjurături, cât cadre cât mai lungi, dacă se poate statice, și cu actori care vorbesc puțin și atunci când deschid gura scot vulgarități, dacă asta s-a premiat acum 2 ani, acum 3 ani la Berlin, hai să scriem repede ceva în genul ăsta, ca să avem succes. Și a mers câțiva ani. E ca la Eurovision. Da, e, acolo, mă rog, și criteriul și acolo politic se, mai se mult. Și acolo se scriu melodiile da. După același... Da, să iau. Ce trebuie să faci sau cum trebuie să sune ca să câștigi. Cam așa. Exact. Ei, noi însă am avut câțiva ani de foarte mari succese la festivalele internaționale. Ei, de 2 ani încoace, iar de un an este și mai evident, gata, filmele românești, dacă sunt create în același stil, după aceleași reguli, gata, nu mai au succes. Au avut atunci, a fost o noutate, a fost un stil care, ca orice stil, ca orice modă, trece, chiar și la festivaluri. Și vin alții care propun altceva. Ei, noi, că am plecat de la filmul dinainte de 89, după 89, regizorul român care se crede Dumnezeu și care are cu totul alt statut și, mă rog, și l-a păstrat încă decât regizorul occidental și mai ales regizorul american. Regizorul american primește un scenariu și este angajat să facă un film după acel scenariu pe care producătorul l-a finisat și îl dă. Foarte puțini regizori sunt care își permit să scrie ei sau să umble pe scenariu pe care producătorul l-a definitivat împreună cu scenaristul. El este angajat să transformă pe peliculă acel film. Este angajat, firește, pe baza filmelor anterioare făcute. Fiecare cineast are o cotă a lui și se adună banii pe care i-a făcut cu cele 3, 4, 5 filme. Și în funcție de asta mai face încă unul sau nu mai face niciodată film în viața lui. Actorii sunt plătiți și ei și aleși în funcție de câți bani au adus filmele în care au jucat ei. Deci fie că există cifre foarte clare. Deci acolo nu poți să iei pe sentimentalism să alegi un regizor sau un actor. Pentru că se vehiculează atât de multe milioane de dolari sau de euro încât nu își permite niciun producător să riște, mai ales că nu sunt banii lui, de cele mai multe ori sunt bani strânși de la diversi coproducători care îl trag la răspundere pentru fiecare decizie pe care o ia, începând de la regizor până la un figurant sau muzică sau și așa mai departe. Ei, regizorul român care, cum spuneam, este cel puțin Dumnezeu, și-a câștigat în 89 libertatea de a face, de a scrie scenariu, de a-l regiza, de a-l produce filmul, iar uneori și de a juca un film. Parte din toate astea le făcea Sergiu Nicolaescu înainte de 89. Asta am vrut să spun. Toți l-au criticat, l-au înjurat, dar acum sunt foarte mulți mici Sergiu Nicolaescu care l-au depășit cu mult, la fel cum avem foarte mulți mici ceaușești de provincie care au depășit cu mult ambițiile și condiția familiei Ceaușescu. Ei, deci ei nu suportă niciun fel de nu cenzură, nu e vorba de așa ceva, de supervizare, nici măcar de asta, de ochi de cap limpede care să citească scenariul cu un ochi și cu o minte deschisă și să-i spună ce îi se pare, că nu se leagă, facă niște observații de care regizorul ține sau nu cont mai departe. La fel cum mai există producătorul, nu are puterea de a impune regizorului anumite scene care trebuie să rămână în film, anumite scene care nu merg, trebuie scoase, ținând cont, cum spuneam, și de criteriul artistic, de criteriul artistic, în primul rând, firește, dar și de dorința de a atrage cât mai mulți spectatori, pentru că până la urmă vrem, nu vrem, chiar dacă la noi încă nu este, cinematograful este în toată lumea o industrie în care se vehiculează foarte mulți bani, uneori și artă, dar de cele mai multe ori
este un act artistic care trebuie să aducă bani, cu acești bani să facă și următoarele filme și dacă se poate să mai și rămână ceva. Dacă nu ai făcut asta tu ca regizor, nu mai faci al doilea film, că nu îți mai dă nimeni pe mână banii. Ei, regizorii români, cum spuneam, fac filmele după gustul lor, după, eu știu, chipul și asemănarea caracterului lor. Nu interesează, sau cel puțin așa declară spectatorii, foarte puțini regizori se duc în sală după premieră să vadă reacția celor 3 spectatori sau 5 spectatori care vin la filmul românesc curioși să vadă un film care a fost premiat poate la un festival internațional și mai vin. Ei, acei câțiva sunt dezamăgiți, majoritatea. Filmele create în ultimii ani sunt foarte puține care răspund așteptărilor spectatorului român. Se spune că cinematograful este o uzină de vise, da? Deci creează o altă lume pe care o visează în general oamenii. Nu, în filmul românesc ți se bagă în ochi cu forța realitatea de cele mai multe ori vulgară, tristă, pesimistă a societății românești. Ori spectatorul român este atât de saxtisit, sau cum se spune, de cel înconjoară cele 22 de ore, încât să duce și la cinematograf pentru încă 2 ore să iasă puțin poate din lumea asta și vede o sinteză a ceea ce el a trăit în restul zilei sau zilelor anterioare. Asta este încă unul din motive care a îndepărtat spectatorul român de filmul românesc. Și-i păcat. Nu, același lucru se întâmplă cu teatrul. Și că este așa, avem o poză semnificativă pe monitor care este din spectacolul pe care îl aveți la teatrul în culise. În culise, așa că nu reținusem cum se cheamă. Dramatizarea va aparține. Da. Și trebuie să vă felicit pentru curajul de a-l aborda pe Marin Sorescu. Este făcută dramatizarea după la Lilieci, pentru că Marin Sorescu e plin de simboluri, plin de simboluri, de înțelesuri, de conotații. În fond este forma în care el și-a încriptat diferite texte și diferite mesaje. A fost greu să-l transpuneți în piesa Niște Olteni? Greu, dar foarte plăcut ocupație. Curaj, spuneați că e vorba de curaj. Da, curajul mi l-a dat chiar Marin Sorescu. Întâmplarea a făcut să ne cunoaștem când eram un actor la Teatrul Național din Craiova, în 86-87. Am petrecut foarte multe nopți discutând despre Lali Lieci. Mă pasiona subiectul și pentru că este o lucrare, sunt volume, 5 volume de poezie de foarte mare valoare, dar și pentru că am descoperit acolo o lume a satului care mi-era foarte, foarte familiară. Eu m-am născut la câțiva kilometri de comuna Bulzești, de unde este Marin Sorescu și de unde sunt personajele din Lali Lieci. De aceea m-am apropiat cu foarte, foarte mare plăcere și sper cu multă atenție de personajele din Lali Lieci, creând această dramatizare. Am făcut o primă variantă în 87, i-am dat-o lui Marin Sorescu, a citit-o, după care a și văzut un spectacol după asta și a declarat, chiar a scris câteva rânduri foarte măguritoare pentru mine vis-a-vis de dramatizare. M-ați întrebat dacă a fost greu. A fost foarte greu, dar foarte plăcut și mai ales m-a încurajat faptul că Marin Sorescu, după ce a văzut, a citit textul și după ce a văzut spectacolul, a spus și a scris nu mai știu unde, intenționam să scriu o piesă de teatru cu personajele din Lali Lieci. Constantin Fugașin m-a scutit de această grijă. Dacă vreodată voi scrie o piesă după Lali Lieci sau cu personajele Lali, va trebui să inventez un alt mecanism dramaturgic, pentru că Fugașin a făcut ceea ce eu aș fi vrut să fac cu personajele din ea. Vă dați seama că asta m-a încurajat să merg mai departe și să am o recunoaștere a faptului că nu am trădat spiritul
poeziilor din La Lilieci, devenite aici spectacol de teatru. Și am avut și foarte multe critici foarte elogioase din partea cronicarilor de teatru de atunci, Valentin Silvestru și alții. Dar după 90, ca mulți dintre noi, am renunțat la pasiunea mea și la meseria de bază de actor, de regizor de teatru și luat de val, am trecut în jurnalism, după aceea în publicitate și m-am întors oarecum timid la lumea în care m-am format și în care trăisem 17 ani înainte de Revoluție, lumea filmului. Drept care am început să distribui film și mai ales să promovez film. Am fost 10 ani reprezentant Buena Vista International pentru lansarea filmelor Disney și a studiourilor distribuite pe atunci de Buena Vista și a fost o experiență extraordinară și asta m-a făcut să cunosc foarte bine această lume a filmului și să încerc să sintetizez, să culeg date, să creez statistici foarte necesare celor care lucrează în domeniu. Printre altele, de 17 ani realizăm Box Office România în fiecare săptămână, în fiecare zi de marți se realizează topul filmelor care au rulat în săptămâna precedentă și acest top este distribuit marțea după amiaza tuturor agențiilor de știri și tuturor celor care lucrează în domeniul filmului. Sunt preluate de jurnaliști din țară și de distribuitorii din afară, partenerii celor din România. Să ne trecem și pe noi pe listă. Da, am să vă trec cu plăcere, pentru că dumneavoastră sunteți un pasionat de film și ar fi păcat să nu cunoașteți și cifrele pe care le încasează filmele care dumneavoastră vă plac. Veți vedea că acele filme de autor, filme de artă, din păcate sunt spre coada clasamentului. Pentru că nu, revenind la cinematografe, nu mai există cinematografe, nu există cinematografe de nișă și cinematografe dedicate filmului românesc, filmului european. Era Cinemateca. Da, sim. Cinemateca, din păcate, nu mai este frecventată acum decât de foarte, foarte puțină lume. Pentru că în societatea de azi totul depinde de promovare, de marketing. Un film extraordinar, dacă nu este bine și intens promovat, trece neobservat și puțini îl descoperă. Este unul din motivele în care filmul... Cum stăm cu teatrul la piesa dumneavoastră Ei, din lumea? Spre bucuria actorilor și regizorilor de teatru, teatrele din România sunt pline. La unele nu găsești bilete pe săptămâni întregi. Ca și sălile de concerte, vreau să vă spun. Da, de spectatorii s-au întors, melomanii s-au întors la Ateneu și la spectacolele de muzică clasică sau la operă și la operetă mai nou. Spectatorul de teatru umple sălile, cum vă spuneam, este adevărat. Avem și puține spectacole care se joacă cu casa închisă de ani de zile. Mult. Exact. Avem însă cam puține teatre subvenționate de stat în București, nu sunt decât 6 pentru adulți, să zic așa, plus cele 2 de copii, Țăndărică, Creangă, prea puțin pentru o capitală atât de mare. În schimb, s-a dezvoltat foarte mult fenomenul, să zicem, underground, au apărut foarte multe trupe de teatru independente care joacă în locuri neconvenționale. Au început să se transforme spații abandonate în spații culturale unde se joacă teatru, ceea ce e foarte bine, pentru că sunt tot mai mulți absolvenți de teatru, regizori, actori, care nu au loc în puținele teatre subvenționate de stat și care altfel nu numai că ar muri de foame, dar s-ar deprofesionaliza. Și aceasta este o supapă extraordinară și un mod de a-și etala talentul pentru cei care au sau lipsa de talent a celor care nu-l au în aceste spectacole în cluburi sau în subsol, spații amenajate în subsoluri, în mansarde, în spații abandonate, cum spuneam, fabrici sau case de cultură abandonate, încă mai sunt și altele în care nu se folosesc. Este foarte bun, se joacă teatru. Foarte multe, au apărut multe puburi teatru în culise, despre care spuneam, în care, unde jucăm spectacolul Niște Olteni. Există un pub, câteva mese la parter, iar la etaj există o încăpere puțin mai mare decât studioul acesta, în care încap câteva zeci de spectatori, dar care, spre bucuria noastră, au umplut
de fiecare dată spațiul respectiv când am jucat niște olteni, fiind și o comedie care, la care nu se poate să nu te amuzi și să nu râzi cu poftă și cu plăcere de niște personaje simpatice dintr-o lume a satului care, din păcate, a dispărut. Până acum n-am avut decât 5 spectacole, a fost de fiecare dată plin. Sperăm să ne mutăm în curând într-un alt club care se numește La Scena, care a fost între primele care au promovat spațiile de teatru și de spectacole pe lângă obișnuita cafenea sau restaurant de la parter. Deci La Scena este unde are sediu și teatru Arca. Este un spațiu cunoscut și foarte frecventat de iubitorii de teatru. Acolo sperăm să avem și mai mulți spectatori cu niște olteni după Marin Sorescu. Sper să aveți cât mai mulți spectatori. O să vin și eu să văd spectacolul. Încheierea perfectă pentru această emisiune. Eu o consider un citat din cel mai iubit critic de film, Ecaterina Oproiu, care spunea așa: când oamenii n-au mai avut curajul să creadă în viața de jos, când n-au mai avut candoarea să creadă în viața de sus, au început să creadă în viața ca în filme. Starul a fost într-o chipare a unui Eden intermediar, unde Eva poartă bikini, merele cresc în piscine, iar șarpele își petrece vacanța pe un iaht personal. Bine sau rău, așa a fost. Pentru o bună parte a lumii, filmul a fost într-adevăr o uzină care produce vise, conserve de vise. La început vise sepia, pe urmă tehnicolore, iar spre dimineață, înaintea de ora trezirii, coșmaruri. Da, foarte bine spus. Probabil acum 20-30 de ani a scris asta foarte mare dreptate are. Din păcate, cum spuneam, filmul românesc de azi nu mai creează aceste iluzii, aceste lume de vis în care spectatorul, pe care spectatorul să-și o dorească, să o viseze. Nu. Nu-l scoate din coșmarul zilnic. Poate că îl scoate această emisiune din coșmarul zilnic, care e decisă să promoveze lucrurile bune pentru cetățeni. Avem și noi un simbol în această emisiune. Fiecare invitat plantează în acest bol semințe de iarbă ca să, de fapt, plantăm o nouă revoluție în gândire. Plantăm creșterea unei societăți civile sănătoase, da? Cu gândire corectă, cu gândire adevărată, cu putere de luptă, da? Și care să conștientizeze că, de fapt, ei sunt cei care dețin cheia tuturor soluțiilor. Sunteți atât de amabil să fiți parte la asta și să plantați câteva semințe? Cu mare plăcere, dacă, eu știu, măcar câțiva iubitori de film consumat pe laptop sau la televizor vor avea curiozitatea să vină după mulți ani într-o sală de cinema, înseamnă că am plantat și noi ceva în seara asta. Așa este. Poate că plantăm ceva care va crește. Eu sper din toată inima să fie treaba asta. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și altă dată. Poate că, așa cum am vorbit, vom colabora, pentru că sunt o grămadă de tineri care fac filme de scurtmetraj care merită promovați. Sunt niște filme absolut superbe. Încheiem aici, mulțumindu-vă pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne puteți vedea în reluare mâine dimineață între 8 și 9 pe platforma www.nasul.tv. Vă doresc noapte bună și nu uitați să fiți iubiți!